naștești copilașii, binecuvântat să fie acest mileniu, acest an
această zi frumoasă de primăvară în care administrația publică locală, în ajunul hramului satului, în ajunul unui frumos jubileu de 585 de ani de la prima atestare documentară a satului Buțeni, înregistrează căsătoria de aur a unor cupluri minunate, extraordinare, din satul Buțeni. Aniversarea dumneavoastră, stimați cetățeni, ne oferă prilejul de a sărbători bucuriile prezentului, amintirile trecutului și promisiunile viitorului. A fost o cale lungă pe care ați parcurs-o împreună până aici. Sigur, ați avut parte de momente frumoase și, bineînțeles, le veți avea în continuare. Vă dorim o aniversare frumoasă și să aveți parte în continuare de tot ce este mai bun și mai frumos în viață, pentru că meritați cu adevărat. Vă mulțumim că ne învățați și pe noi rețeta toleranței, a sprijinului, a încrederii, respectului și a fericirii. Vă dorim să rămâneți mereu la fel de tineri, neînfricați în fața greutăților, așa cum vă vedem astăzi. Ne dorim să vă vedem sănătoși, dar cel mai mult ne dorim, cu toată sinceritatea o spunem, să avem și noi răbdarea și înțelepciunea să ajungem la acești 50 de ani de căsnicie ai dumneavoastră. Și acum, în calitate de reprezentant al statului, permiteți-mi să invit în față pe fiecare din dumneavoastră să le acordăm tradiționala, dar și obligatoarea întrebare. Și, deci, familia Avram. Stimată familie, sunteți de acord să continuați această frumoasă familie în continuare, să treceți prin bine și greu? Dacă da. Am trecut până nu, cred. Aplauze pentru... Dacă totuși sunteți de acord, rugăm să confirmați prin semnăturile dumneavoastră această căsnicie de aur. Străiți până la 100. Și cu permisiunea dumneavoastră, stimați invitați, o să mân o diplomă de aur familiei Avram, Ion și Nadejda pentru 50 de ani petrecuți împreună la bine și la greu. Cu deosebit respect. Apropo, avem câteva familii care au împlinit vârsta de 50 de ani anul trecut, însă din cauza pandemiei și restricțiilor foarte severe de anul trecut, nu am reușit să organizăm această frumoasă activitate, însă am ținut cont de aceasta și pe diploma care vă mânăm este scris anul 2020. Să țineți cont, vă felicităm mulți ani înainte! Ama! Mama! Ei, că nu e de mine, dragă! La fel, invităm o altă familie frumoasă, mămăligă Ion și Maria. Bineînțeles, vă acordăm și dumneavoastră aceeași întrebare tradițională, dacă sunteți de acord să continuați această frumoasă căsătorie la bine și la greu. Aplauze pentru familia.
Se decernează diplomă de aur familiei Mămăligă Ion și Maria pentru 50 de ani petrecuți împreună la bine și la greu. Felicitările noastre, de bătătirea, mulți ani! Familia Mămăligă, Trofim și Maria. Domnul Trofim și doamna Maria, în calitate de reprezentant al statului, vă adresez aceeași tradițională întrebare, dacă sunteți de acord să continuați această căsătorie frumoasă, la bine și la greu. Felicitările noastre și mulți, mulți ani de căsnicie. Te invit pe familia Macar, Ion și Nina. Stimate domnule Ion, stimată doamnă Nina, aceeași întrebare tradițională din partea autorităților, dacă sunteți de acord să continuați această căsătorie frumoasă la bine și la greu. Eu sunt năster, nu știe. Într-un ceas bun și domnul se va ajunge. Da. Și acum. Și acolo, da? Da. Și la bani de acord, să-ți se mintă. Pe mâna ei. Aman! Acum. E mai bun ca când era tânără. Invităm familia Lupașcu, Gheorghe și Ioana. Stimată familie, Gheorghe și Ioana, în calitate de reprezentant al statului, vă adresez aceeași întrebare, dacă sunteți de acord să continuați această căsnicie trainică și frumoasă, la bine și la greu. Păi, de acord. Să fie într-un ceas bun, pentru mulți ani înainte. Anastasia. Stimată familie, vrem să vă acordăm aceeași întrebare, dacă sunteți de acord la bine și la greu să continuați această căsnicie tainică și frumoasă. Da. Dacă mă vezi în așa, da. Să fii într-un ceas bun. Prin această semnătură vă obligați să mai trăiți împreună încă 50 de ani. Thank you.
Invităm familia Scurcan, Efim și Maria. Urmată familie. Și ești întrebare tradițională din partea reprezentantului statului, dacă sunteți de acord să continuați această căsnicie trainică și frumoasă, la bine și la greu. Numai decât. Dumnezeu să-ți ajute. Într-un ceas bun, Domnul să ajute. Felicitările noastre. Mulțumim. Am o familie frumoasă, familia Cârpă, Mihail și Palaghie. Domnul Mihai, doamna Palaghie, felicitări și vrem să le întrebăm dacă sunteți de acord să continuați acest cuplu, această căsnicie frumoasă, la bine și la greu. Dacă pandemia ne lasă, noi da. Dacă am fost de acord, am știut mai departe. Felicitările noastre. Acolo unde este o relație puternică, nici pandemia nu trece. Felicitările noastre. Stimați oaspeți, stimați consătieni, la fel avem deosebita onoare să primânăm o diplomă de excelență celui mai în vârstă om din localitate și, cu permisiunea dumneavoastră, o să omânăm reprezentantului, pentru că dumneiei nu a reușit să vină. Și anume, se acordă diplomă de excelență doamnei Gherța Agripina, născută la 20 aprilie 1925, având titlul de cea mai în vârstă doamnă și cetățean a satului Buțeni, împlinind onorabilă vârstă de 96 de ani. Felicitări! Transmiteți mulți, mulți ani înainte! Avem și cel mai în vârstă bărbat din localitate și diploma o să numim domnului Briceag Petru Filip, născut la 28 iunie 1928, având onorabilă vârstă de 93 de ani. Mulți ani înainte, sănătate multe transmiteți dumnealui și Domnul să-l binecuvinteze. Am considerat necesar să-l felicităm și pe cel mai tânăr cetățean al satului Buțeni, care a fost născut pe data de 18 mai 2021 și îi se acordă această diplomă copilului Cobleanschi Nikita, ca fiind cel mai tânăr cetățean al satului Buțeni. Este bunelul din spate, da? Felicitări! Creștere ușoară și fără primejdii. Cum a dat Dumnezeu. Să se mulțumă ce zici și ei când sunt căsători. Foaie verde a popului, măi, lai, la, la, lai, la, la, la. Ce e viața omului, măi, lai, la, la, lai, la, la, la. Foaie verde a popului, măi, lai, la, la, lai, la, la, la. Lai, la, 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 la. E o frunză-n de
ești tânăr și frumos, măi, lai, la, la, lai, la, la, la. Până la cer te duci pe jos, măi, lai, la, la, lai, la, la, la. Iar dacă împătrânești, lai, la, la, lai, la, 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 la. Până la poartă nu pornești, măi, la, 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 vai, lume, vai. Vă rog, dar bărbat în vârstă de vreo 75-76 de ani și vă rog frumos să mă programați că eu vreau să mă înscriu. Secretara se uită, zice că pe 22 mai. Ce nu, pe 22 mai nu pot. 22 mai sunt soar tata. Și cum, Matale ai 76 de ani și, că, și tata Matale sunt soare, zice că el așa vând poate vreo 90 și că îi trebuie lui la o ani și ea sunt soare. Și că nu-i trebuie, dar părinții al impunuți. Să-ți spun nume doar ție.
să mai. Zi cu mine așa, lume cum îi am, când mai bună, când mai rea. Zi cu mine zi, până-ți ori de zi, frumos o-i trăi. Zi cu mine așa, lume cum îi am, mai bună, mai rea. Zi cu mine zi, până-ți ori de zi, frumos o-i trăi. Să vă mulțumim.
de din cădare la laila, după mine din vadea moare. Peșa seară eu fost rău, măi, la laila, vai de suflețele meu, măi. Ba de pe dragoste mătrele, toate se uită, lelele, toate se uită. Ba de pe dragostea ta, o înnebunit lumea, vai de ea, vai de inimea mea. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat! Iubiți credincioși și credincioase, am ajuns la una dintre cele mai frumoase sărbători ale bisericii noastre. De ce zic așa? Deoarece biserica în care ne rugăm noi este construită în cinstea Sfântului și Marelui Părinte Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul de Miralichie, Făcătorul de Minuni. Acest mare ierarh al bisericii noastre s-a născut la sfârșitul anilor 200 după Hristos, dintr-o familie nobilă, tatăl său Teofan și maică sa Nuna, dându-i o educație aleasă copilului lor, în învățătura Sfintei Scripturi și în frică de Dumnezeu, așa cum prorocii au fost trimiși de Dumnezeu, așa și Sfinții. Deoarece acest Sfânt s-a arătat făcător de minuni încă din pruncie. Deoarece numai o dată pe zi se alăpta de la Maică sa și numai din sânul drept. Crescând, părinții l-au dat la cele mai bune școli ale vremii. Dar el, nedorind să meargă pe calea cea largă, pe drumul cel larg care mergeau toți, s-a ales calea cea îngustă, pe calea mântuirii lui Hristos. A îmbrățișat legea lui Hristos și învățătura Sfintei Scripturii. Fiind mai întâi ca preot, apoi ales de către întreaga societate și sobor preoțesc și arhieresc, a fost ridicat la rangul de arhiepiscop al orașului Miralichie, care se află în Turcia de astăzi.
frați credincioși, acest mare ierarh al bisericii noastre a îndurat multe, fiind prigonit, fiind dus în temniță, fiind bătut, pus la munci grele, dinpreună cu alți slujitori ai altarului, dinpreună cu credincioșii care se rugau lui Dumnezeu, dar pe toate le-a răbdat și abia când a venit Sfântul Constantin cel Mare la putere, dând libertate întregii creștinătăți, din nou a fost așezat pe scaunul de arhiepiscop al orașului Miralichie și cu mare râvnă și cu mare putere propovăduia cuvântul lui Dumnezeu, învățând pe credincioși din Sfintele Scripturi și săvârșind Sfintele Liturghii. Dar și atunci, ca și acum, și în toate vremurile, biserica este ca o corabie. Și atunci a venit o furtună asupra bisericii, acea mare erezie a lui Arie cu învățătură greșită, ca să înțelegeți mai bine, așa cum sunt sectanții în ziua de astăzi. Atunci, la îndemnul Sfântului Constantin cel Mare, s-a săvârșit primul sobor ecumenic de la Nicea în anul 325 după Hristos, unde a participat și Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Spiridon și mulți, mulți alți sfinți părinți credincioși din întreaga lume, unde a avut parte și a luat cuvântul cu mare râvnă Sfântul Părinte Ierarh Nicolae, făcându-l de rușine pe Ari și pe adepții lui cu învățătura lor greșită. Vedem pe parcursul vieții că Sfântul Părinte Ierarh Nicolae se arată nu numai bun propovăduitor al cuvântului Dumnezeu, dar este și milostiv, este și îngăduitor, este și bun sfătuitor și totodată puternic în rugăciune și făcător de minuni. Multe minuni pe parcursul vieții le-a săvârșit acest Sfânt Părinte. Una dintre ele, un tată care având trei fete și fiind sărac, vrând să-și dea fetele ca să-și pângărească trupul, despre aceasta aflând Sfântul Părinte Ierarh Nicolae, mergând noaptea, pe geam le-au pus trei pungi de galbeni, unde trezindu-se tatăl său și văzând acestea dimineața, au zis căci nu se va mai da fetele ca să-și pângărească trupul, căci deja au cu ce să existe. Acea minune pe care a oprit valurile de pe mare când corabia se scufunda, acea minune când corăbile încărcate cu greu erau destinate ca să meargă într-o țară pentru a face câștig, dar prin rugăciunile Sfântului Părinte Ierarh Nicolae, stârnindu-se furtuna pe mare, corăbile au ajuns în altă parte unde era foamete și poporul nu avea ce să mănânce. Deci, fraților, și multe, multe alte minuni le-a săvârșit Sfântul Părinte Ierarh Nicolae, nu numai în viața aceasta pământească, dar și după moarte, la mormântul lui s-au săvârșit și la moaștele sale astăzi se săvârșesc sute și mii de minuni, care credincioșii se merg și se roagă ferbinte la acest mare sfânt al bisericii noastre. Fraților, astăzi nu facem ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Nicolae.
Astăzi facem ziua de pomenire a mutării moaștelor Sfântului Părinte Ierarh Nicolae din orașul Miraliche în orașul Bari din Italia, unde se află și astăzi și mii și mii de credincioși merg și se roagă la acest mare Părinte și Ierarh al nostru, spunându-le necazul și durerea pe care o au. Câțiva ani în urmă, Preasfințitul Petru, când a venit în ziua de hram la noi, a săvârșit Sfânta Liturghie, a adus cu el și o icoană veche cu chipul Sfântului Părinte Ierarh Nicolae, în care, într-o acea icoană, era și o părticică din moaștele sale, la care și noi, fraților, am avut partea ca să ne închinăm, să ne rugăm, să-i spunem necazul Sfântului Părinte Ierarh Nicolae, care El este mijlocitor între noi și Dumnezeu. De aceea, astăzi, fraților, într-o această zi de hram, într-o această zi când este ziua Bisericii, care este construită în cinstea Sfântului Părinte Ierarh Nicolae, doresc la toți, în primul rând, să aveți multă, multă sănătate, atât sufletească cât și trupească, să fiți milostivi, să fiți buni la inimă, să fiți darnici, să fiți sfătuitori, să fiți rugători, să fiți mai buni și mult mai buni ca altă dată, fiindcă așa ne învață învățătura Sfintei Scripturi și așa a propovăduit și a învățat și ne învață și Sfântul Părinte Ierarh Nicolae. Bunul Dumnezeu, prin rugăciunile Sfântului Părinte Ierarh Nicolae, să ne întărească în credință, să ne întărească pe parcursul vieții, când vom avea ispite, să le putem trece, să nu ne lepădăm de Hristos, să nu mergem unde ne este mai ușor, dar să le răbdăm pe toate, așa cum le-a răbdat Sfântul Părinte Ierarh Nicolae, fiind în temniță, dar și acolo cu râvnă, propovăduia cuvântul lui Dumnezeu și acei care erau păgâni se întorceau, se botezau și mărturiseau și ei pe Hristos. Într-o această zi de hram vreau să ne mulțumesc tuturor creștinilor acestui sat care frecventează această biserică, care astăzi au avut posibilitate să se roage și care nu au avut posibilitate ca să se roage în ea, fiind departe de sat, fiind departe de țară, dar să ne mulțumesc la toți, căci contribuiți prin rugăciune, prin jertfa pe care o faceți de a menține acest sfânt locaș așa frumos cum ne l-a lăsat strămoșii noștri. Chiar acum, recent, vreau să menționez pe câțiva bravi fii sau familie ale satului Buțeni care ne-au trimis bani unde am putut să instalăm pe trapeza pe care o construim aici în ograda bisericii sistemul de scurgere apei. Aceștia sunt Cârpă Vladimir, Malețchi Anatole, Dobraș Ștefan, Barcarul Andrei, Barcarul Vadim, Mămăligă Igor și, desigur, nu în ultimul rând, lui Barcarul Macari, care a instalat acest sistem de scurgere a apei. La fel, acum recent, la inițiativa lui Sergiu Mirlă,
am pus sau am instalat sistemul de sonorizare în interiorul bisericii și în exterior, deoarece acum este necesar ca niciodată, deoarece pe timpul acesta de pandemie nu ne se permite ca să fie biserica plină așa cum a fost altă dată, ni se pun unele restricții, unele reguli care trebuie să le respectăm cu toții și ca credincioșii să se poată ruga, s-a pus sonorizare și afară, ca să se poată să audă și să se roage și ei împreună cu noi, ca ne rugăm în Sfânta Biserică. Deci, cum am spus, mulțumesc lui domnul Sergiu Mirlă, care la inițiativa lui și împreună cu alte familii ale satului Buțeni, Beșleagă, Anatolie, cu Veronica, deja și Mirlă Sergiu a contribuit, Garbuz, Serghei cu Valentina, Anatole Calmâc cu Ludmila, Igor Petrov, desigur cu familia sa, Andrei Bunduche, desigur cu familia sa, Mahu Mihai, Ieremie Radu, le mulțumesc la toți și nu numai lor, dar toți cei care pe parcursul anilor, cum am spus și mai sus, contribuiți ca să putem să menținem această Sfântă Biserică frumoasă, așa cum ne-au lăsat-o strămoșii noștri. Fraților, încă o dată vreau să vă felicit cu această frumoasă sărbătoare, să fiți mult mai buni la suflet, să fiți mult mai răbdători, mai îngăduitori și cu multă, multă înțelepciune și frică lui Dumnezeu, căci scopul nostru pe pământ este de a ajunge acolo sus, în patria cerească, într-o împărăția lui Dumnezeu. Hristos a înviat! Aleluia!